Bine v-am găsit, dragi prieteni. Suntem anunțați că avem o finală spectaculoasă în această seară în Europa League. Nu știu dacă va fi chiar așa. Între Manchester United și Ajax, finala Europa League la Solna, lângă Stockholm. Sigur că ea vine după încărcătura emoțională prilejuită de atentatul de la Manchester. 22 de persoane au murit. Un atentat de amploare, practic, niciodată întâlnit până acum în Marea Britanie. Cu toate astea, sigur că meciul se va juca, dar în condiții excepționale de securitate. E bine, dacă Manchester United, mare favorită astăzi și la casele de pariuri dane, va câștiga această partidă, ea va deveni a cincea echipă din istorie care își trece în palmares toate cele trei cupe continentale, defuncta Cupa Cupelor și celelalte două competiții. Există doar patru echipe care au reușit acest lucru până acum. Juventus Torino este una dintre ele, dar atenție, Juve a câștigat ultima dată Liga Campionilor în 1996. Deci acum o eternitate și ceva. Apoi urmează Ajax Amsterdam, chiar finalista de astăzi, care are și ea toate cele trei trofee. Ultima Liga Campionilor a lui Ajax este înregistrată însă în 1995. Deci cu un an înainte a ultimei victorii a lui Juventus. Bayern München l-a câștigat de asemenea pe toate trei, dar ultima Liga Campionilor a lui Bayern München datează din 2013, iar penultima din 2001. Deci din 2001 și până acum, hai să zicem din 2002 și până acum, ca să fie mai rotund, Bayern München n-a câștigat decât o singură dată Champions League. Iată totuși ce înseamnă fotbalul la nivelul ăsta. Deci, în ultimii 15 ani, Bayern München are o singură Liga Campionilor, este vorba de cea din 2013, așa, iar ultima echipă este Chelsea, care a câștigat o singură dată în istorie Champions League în 2012, deci să fac 5 ani de atunci. Manchester United, care are trecut în palmares celelalte două cupe, n-a câștigat niciodată, atenție, niciodată Cupa UEFA sau Europa League în toată istoria sa. Există și alte echipe mari care nu și-au trecut niciodată în palmares această competiție, dar Manchester United este printre ele. Este și asta, până la urmă, o informație interesantă. Care echipe credeți, de exemplu, că nu vă vin în minte așa imediat, n-au câștigat niciodată în istorie Europa League sau Cupa UEFA? FC Barcelona, AC Milan, Borussia Dortmund, Hamburg sau Manchester United. Asta dintre cele care au deja celelalte două cupe. Da, este o finală de Cupa Cupelor, mă uitam acum, pe care a câștigat-o Manchester United în 90-91. Nu erau foarte mulți jucători dintre cei din, să spunem, generațiile de aur pe care le-au avut cei de la United, dar găsim câteva nume interesante. Steve Bruce era atunci, Mike Phelan, Paul Ince, iată, Mark Hughes. Dar e foarte interesant la Barcelona, pentru că i-au jucat finala de Cupa Cupelor în 90-91 cu Barcelona și la Barcelona în poartă era Busquets, tatăl lui Sergio Busquets, Carles Busquets îl cheamă pe acesta, Alessanco era capitan, Ronald Koeman, probabil actualul, următorul antrenor al Barcelonei, pentru că se vorbește că Ronald Koeman ar putea să o preia pe Barcelona în locul lui Valverde, despre care s-a discutat atât. Iată, Ronald Koeman este în cărți și e dat ca următorul. Valverde, care a părăsit-o pe Bilbao. Pe Bilbao, da. Ieri a fost anunțat acest schimb de antrenor, pentru că în locul lui vine Suniga, un fost jucător, evident, basc, care antrena echipele de rezerve ale lui Bilbao și care, practic, a format tot ce înseamnă astăzi Athletic Bilbao. Toți jucătorii au trecut și pe la el. Ăsta s-a ocupat de toate departamentele de copii și junior, Suniga ăsta. El înlocuiește pe Valverde. Valverde, care n-a dus Bilbao în Europa League măcar și care este presimțit că ar fi antrenorul Barcelonei din sezonul viitor. Dar să așteptăm până la numirea oficială, pentru că iată apare și numele altui prostănac. E vorba de Ronald Koeman. Evident că asta demonstrează încă o dată ceea ce spuneam ieri și zilele trecute, că atunci când ai o mașinărie nu mai contează cine vine să o administreze. De altfel, Chelsea a câștigat unica Ligă Campionă din istorie cu cine, bă? Da? Cu interimarul ăla, cu Di Matteo. Da? Nu? El așa fusese numit așa, da. Atunci, el a fost cel care a ridicat cupa deasupra capului, măcar nu i-au mai prelungit contractul după aia, l-au mai ținut un pic, l-au dat afară. Deci, încă o dată, când ai o mașinărie dintre asta la dispoziție, poate să vină și un nimeni. Da? Aici, sigur că pe undeva
dacă stăm să facem filozofie, că tot e la modă în fotbalul românesc acum, i-a dat dreptate și lui Gigi Becali. Dacă n-ai o instituție cum e el, îți trebuie doar niște oameni de paie ca să se ocupe de chestiunile tehnice. Că, de exemplu, tu nu intri în râu fără cizme de cauciuc. Și atunci îți trebuie un om de paie să facă asta. Dar ce importanță are? Zidane este un om de paie, da? O mașinărie ca arealul lui poate să fie condusă, iată, și de unul care până atunci n-a antrenase nicăieri. Deci el n-a fost antrenor niciodată, decât la Castilia aia, unde blătuiau tot așa prin rămășițele banilor de la echipa mare, firmiturile alea le mai dădea Castilia pe la arbitrii. Așa, de... l-au propulsat la Real Madrid, iese multiplu campion. E ușor, mă, în condițiile astea. Să știi că am avut un mare succes pe pagina asta de Facebook cu postarea pe care am făcut-o în urmă cu 4 ore. Sunt foarte multe like-uri și comentarii. Este o fază de joc din partida Malaga-Real Madrid când unul dintre jucătorii lui, dintre jucătorii Malaga efectiv se ferește din calea balonului pentru a-l lăsa pe Cristiano Ronaldo singur cu poarta. Este o imagine absolut extraordinară. Vă invit să intrați pe pagina asta. Da, aia o știi cu simularea aia Barcelonei. Da, mi-imaginez. Aia da. De penalti. Nu. Nici nu mai știu cine era, un fundaș parcă, tot așa intră în care era pe Facebook, a adunat, nu știu câte, 27 de capa numai de înjurături. Deci considerată cea mai grosolană simulare din istorie. Probabil Neymar. Nu, era un fundaș. Aha. Al Barcelonei care intrase tot așa din lateral în careu și își dă picior în picior cumva el și cade la un atentat. Neymar era. E 11 metri. Știu, nu era Neymar. Nu, era un alt nume. Nu mai rețin cine era. În orice caz, s-a făcut o filmie. Nu-mi place să mă uit la filmulețe pe Facebook. Nu e genul meu. În general, când îmi trimite cineva, îl arunc direct. Nu-mi place chestiunea asta. Nu. N-am răbdare să stau să văd. Pentru unii văd acolo râsete, toate. Eu nu-mi bine dispune absolut niciun filmuleț de tipul ăsta. Nu. Îmi vine să râd când văd asemenea enormități. Da? Deci, e firesc că când vorbim despre astfel de echipe să avem într-adevăr voma până în gât. Da? Deci așa obțineau ei loviturile de la 11 metri. Deci cu un tupeu absolut uitor. Și ăla se duce arbitru cam pușcat. Da, să le-o pună pe VAR, văzând cum cădea ăla. E un circ teribil, Radu, și cred că ăsta e viitorul fotbalului, un circ, pentru că mă uitam, spre exemplu, ce s-a întâmplat cu Liverpool. Liverpool a încheiat sezonul duminică, parcă a fost etapă, da. Și a plecat în Australia un zbor de 23 de ore pentru a juca astăzi un amical cu Sydney. Da. L-a câștigat, a fost 3-0, însă, repet, zborul a durat 23 de ore. În tribune au fost 80.000 de spectatori, așadar o rețetă financiară fără doar și poate de mare succes. Ba mai mult, dar tot Liverpool și-a adus câțiva dintre jucătorii de marcă pe care i-a avut în trecut pentru a evolua special câteva minute în acest meci. Da. I-a adus așa, pe Steven Gerrard, Steve McManaman, Daniel Agger, Carragher, au intrat și au jucat câteva minute. Au dus întreg lotul acolo. Au jucat partida, au stat în Australia mai puțin decât a durat zborul și se întorc înapoi în Anglia acum. E bine, ce se întâmplă? Lăcomia asta de care dau dovadă este absolut de neimaginat, pentru că efectiv un zbor de 23 de ore sau chiar și mai puțin, schimbarea fusului orar are niște efecte extraordinar de negative asupra unui sportiv dacă această situație nu este, cum să spun, cu mare atenție gestionată. Bun, da, deci 48 de ore au făcut de zbor, că s-au și întors. Da, acum probabil se întorc. Da, da. Se întorc. La fel, tot sezonul s-a încheiat. Deci nu e o problemă. Sunt meciurile internaționale, să nu uităm. Da. De jucătorii, mare parte din jucătorii ăștia, asta vreau să zic, e o lăcomie de nedescris. Da, s-a terminat sezonul, lasă jucătorii să odihnească, lasă să revină, pentru că schimbarea fusului orar, o singură oră peste fusul orar, necesită o zi de odihnă de recuperare. Și vorbim aici de oboseală accentuată, dezorientare, insomnie. Și atunci Delia Matache, care e gustă dezorientată. Toți iubiții o duc în Bora Bora. Păi da, mi se pare dezorientată, dar tu îți dai seama ce înseamnă aia. Păi acolo fusul orar este plus 13. Dacă ea nu schimbă ora.
Și atunci se depășește, chiar sunt doar 12 fusuri orare pe planetă și acolo sunt 13 ore în plus sau minus față de noi. Știi ce se întâmplă? Ce face Delia Matache când ajunge acolo? Toți oamenii ăștia care apar la noi la televizor, la emisiuni de genul ăsta, sunt niște oameni foarte culți, foarte educați, dar ei suferă de sindromul acesta, de dezorientare și așa mai departe, pentru că probabil că crezi că s-ar putea pierde deci în platou dacă o aducem? Cu siguranță, da, sau să vorbească cu fața încolo în loc să uite la camere. Asta îi cauzează cele 13 fusuri orare pierdute cu Iubi în avion. Ceva, da. După aia se întoarce fără Iubi, că se ceartă cu el acolo cât stă, se întoarce fără el, face cunoștință cu alții. Îți dai seama că zborul nu-i direct. Treci peste Bangkok, peste Singapore, peste Dubai. Absolut. Cunoaște niște șeici până să ajungă la București. Ei și compun melodiile, probabil, și când ajunge pe Otopeni, e adevărat, dezorientată. Dar albumul e gata. Corect, albumul este să ne gândim gata. Și la, cum o cheamă, Andreea Marin, care a fost cu indianul ăla, nu? Îți dai un zbor până în India. Nu știu că ea era cu indianul sau era Iulia Vântur. Sau Iulia Vântur. Ea era cu turcul, Andreea Marin. Da? E același lucru, într-un fel. Da. Dar până la Istanbul însă nu este, să știi. Nu. E același fus orar cu noi, Istanbul. Bine, acum dacă poți să aterizezi, pentru că e posibil la Istanbul să, da, și să mai te învârți, așa că te ajunge până în India. Corect. Bun, deci cam asta ar fi apropo de marele meci de astăzi. Eu am mai avut astăzi unul, dar telefonic. O să-l povestesc altă dată, în orice caz. Ce-ți mai face Cotu, Dane? Radu, nu vreau să Cotu. Spun pentru că o să mă certe lumea. E discuția cu vaccinul, știi, dacă e bine sau nu să faci vaccin la copii. Știu câte polemici a creat, nu vreau să spun ce am făcut pentru că cu siguranță se vor crea... Dar vreau să spun care e situația lui, că șansele de supraviețuire sunt mari. E greu de spus, dar dacă cumva se întâmplă ceva, promit că pe măsură ce o să încep să mă simt din ce în ce mai rău, o să vin pe la emisiuni, știi, să povestesc ultimele clipe de viață, ultimele cuvinte pe care le-am ăla, avut. Care ăla, așa, da, mesajul zic, lui, da. Exact, uite, domnule, a avut dreptate omul. A fost, am băgat o forfecă aseară când m-am dus, că nu mai puteam de durere, am luat o forfecă și am băgat-o aici. A curs broiul și acum sunt pe drumul cel bun. Ai băgat în cotul care trebuia? Da. Sau ai dat la întâmplare de durere și ai nimerit în celălalt? Acum, nu, în cotul care trebuia, dar mă gândeam, știi, probabil că mai pe seară o să încep să mă simt slăbit, o să încep să tremur, așa, și undeva, parcă și văd titlurile ziarilor de mâine, Dan Bîra și Denisa Manelista, ultimul drum, l-au făcut împreună. Da, foarte... e trist, dar de asta am adus discuția, dragi prieteni, ca să rămânem pe vecie în eter cu aceste ultime momente. Ultimele cuvinte, da. Așadar, pe ducă. Dar, iată, va rămâne această emisiune în care el vorbea despre iminența despărțirii de această lume. Dan Bîra a accidentat grav la cot. Știți că se moare dintre asta. Se moare cel mai sigur din fractură de cot sau de șold. Din astea nu scapi. Da. Bine, în România e o boală destul de des întâlnită, durerea la... Da. Da. Așa și este. Iată că până la urmă m-am molipsit și eu. Noi nu avem ca RCS-ul, ne cerem scuze, propteli pentru coate. Da. Ei au mesele făcute special ca să nu se accidenteze la cot. L-ați văzut și pe Prelipceanu când comunica ca George Marinescu în 89. Avea proptelile alea, da? Deci a pus să spui coatele... Sigur, sunt investiții de zeci de mii, de sute de mii de dolari sau de euro, da? Dar în orice caz îți protejezi coatele. Ei vin la serviciu ca la balneoterapie. Noi nu avem aceste posibilități. Noi ne punem coatele pe masă, exact ca țăranii români. Stăm în general cu coatele pe masă și atunci sigur că durerea se accentuează. Va trebui să invităm la un moment dat Dane, unul de la Protecția Muncii, în emisiune, să ne vorbească și despre lucrurile astea. Cum stătea amărâtul de Mircea Rădulescu acolo și dădea de frică să nu-i punem niște întrebări. Să tem oamenii de noi, dar nu știu de ce, pentru că suntem extrem de docili și de calmi de fiecare dată. Să temea, să simțeam cum tremura aici. O să vină unul de la Protecția Muncii, un zbir de ăla, fără scrupule, da, cu privirea rece, ochii sticloși, ca mistrețul cu colț de argint, și ne va explica ăla cât e riscul, să vezi că leșin în emisiune. Ăștia așa-s, mă? Îți va spune, da, dar să știți că dacă stați cu coatele mai mult de 5 minute în altă poziție, vi se duce sângele nu știu unde, riscul de chiag de sânge, de accident vascular, este imens. Deci dacă stai să asculți un prost din ăsta, păi ești gata, bă, în 15 minute. Da, cred nu că... mai apuce misiunea să termin. Exact, dar în contractele de la Digi, să știi, cred că în momentul când te angajezi acolo, ai stipulat prin contracte chestiile astea, știi? Adică nu te vei așeza la... Trebuie să aduci înapoi că e în custodia RCS. Corect, ți-o dă exact ca decodorul ăla când te duci acasă cu el, știi?
Ne ți-o dă, o folosești, dar după aia trebuie să o iei apoi. Asta de apropo de decodor. Decodorul e numai în contract, dar ei nu-l au. Și eu semnam pentru decodor. Semnați aici, unde mai sunt? Acolo, aici, pe fiecare pagină vă rog să semnați. Semnam. De la un moment dat nici nu mai recunoșteam semnătura. Că dracu, nu pot să fac semnătura aia, că nu sunt chiar mașină din aia. Dar am 12 de alea umplea și ziceam, păi și decodorul? Nu-l avem momentan pe stoc. Dar zic, semnătura rămâne valabilă? Da, sigur, rămâne valabilă, o să vă anunțăm noi. Păi și cam cât durează? Maximul 6 luni. Deci, aveai decodorul, dar după 6 luni de când ai semnat pentru el. Radu, trebuie neapărat să le povestești oamenilor ce ai pățit. Cu da, nu, o să le povestesc, în orice caz este epoca. Dar pentru asta îmi trebuie un pic de spațiu. O să negociez la un moment dat, nu știu, măcar să poate noaptea de Revelion. O ediție specială, da. Da, pentru că îmi trebuie puțin timp să mă desfășur. Aș vrea să povestesc exact cuvânt cu cuvânt. Corect. Deci să nu se piardă nimic, pentru că e așa păcat. Tot mi se reproșează că vorbesc așa, spun lucruri interesante, am un debit de ăsta, dar nu le pun pe hârtie. Dom'le, le mai și țin minte pe unele. Și atunci când am posibilitatea asta, deci o convorbire telefonică cu operatoarea respectivă, da, cu firma respectivă de cablu, da, le țin în minte. E astăzi, mâine, poimine, o să văd eu când o să am timp, dacă nu încoată, noaptea de Revelion o să vin cu Nelu Barbu, așa, și o să facem desfășurătorul convorbire respectivă, să vedeți că n-am uitat nimic din problema în cauză. Bun. Dane, da. Hai să spun și de Tottenham. Tottenham joacă în Thailanda, pentru că și acolo e lăcomie mare, se duc până în Thailanda să joace. E vineri. Deși nu știu dacă e sezonul. Aș zic că țările astea depărtate și mai vorbesc de cele din emisfera sudică, ziceai mai devreme de Australia, astea sunt bine de vizitat iarna europeană. Știi? Deci Thailanda, Filipine, Indonezia, e epoca musoanelor acum. Deci a taifunurilor, da? Te duci acolo, riști, într-adevăr, pe lângă atentatele teroriste și așa mai departe. Acum, uite, sunt la modă. Trebuie să remarcăm și neinspirația celor, lipsa de inspirație a celor de la Liverpool care s-au dus în Australia, pentru că Tottenham, spre exemplu, merge în Thailanda, unde cu siguranță îi vor aștepta niște thailandeze să maseze, știi, ca să mai reducă un pic oboseala și, mă rog, efectele astea legate de zbor. Aubameyang urmează să-și ia și el zborul de la Dortmund. Declară el acum că e foarte posibil să aleagă una dintre Real Madrid, PSG sau Manchester City. Evident, el își dorește la Real Madrid, pentru că ăsta e visul lui, să ajungă la Real Madrid, dar n-ar fi exclus să ajungă și la nici la Manchester, nici la AC Milan. AC Milan, echipă care l-a avut în proprietate, l-a dat gratis sau pe o sumă foarte mică, 1,5 milioane de euro la Saint-Étienne, da? Și acum, iată, e gata să scoată din buzunar o sumă foarte mare pentru a-l aduce înapoi. Cam 80 de milioane de euro. Probabil. Trebuie să dai pentru Aubameyang. Schema Pogba, ca să spunem așa. Da, dar ce să facă Real Madrid cu el? Bun, pleacă James, dar rămân Bale, Benzema, Ronaldo, unde îl pui? Păi nu știu, mai vinde niște tricouri, chiar dacă nu joacă, că cam asta e ideea. Adică îl dai cu tricoul cu Bale, mai primești unul cu Aubameyang. Probabil. Da, plătești pentru unul și primești două. Da, oricum acum... Da, și stai să spun ceva. Ai și acces la Telecom TV Mobile, dacă iei un tricou cu Aubameyang. Cum ar fi, bă? Deci iei tricoul cu Aubameyang, te duci acasă, intri pe site, nu se poate. Da? Ce și faci? Dai tricou înapoi. Tricou a costat 200 de euro, adică să nu credeți că e pe gratis. Așa. Bun. Interesantă gazeta de astăzi, Radu, cu lecția asta de viață, nu? Sau cum se numește lecția? Da, lui Hagi. Vedem aici cum arăta câmpul, unde Giga Hagi a tot construit. Mă rog, n-arată extraordinar, adică mi-e și rușine pentru cei care ne urmăresc pe internet și care sunt tobă de fotbal și urmăresc toate campionatele străine, să arătăm așa ceva. Deci cam astea sunt terenurile de antrenament ale viitorului. Ăsta și, desigur, ăsta pe care joacă echipa. A, vedeți, aici este unul mai amărât așa, aici al doilea, ăsta e al treilea. Aici deja nu știu dacă mai e neapărat teren. Dar sunt câteva aici. Vreo două, trei au și nocturnă, e adevărat. Asta e marea bază făcută de viitor. Sigur că pentru România e interesant, probabil că stau mai bine decât metalurgistul cu gir. Dar mie îmi povestea un coleg de jurnal, de gazetă, pe timpuri, acum 15-20 de ani,
că fusese la Auxerre. Auxerre are 40.000 de locuitori, populația, deci este jumătate din Sighișoara, da? Ca da. Populație. Deci undeva de dimensiunea Agnitei. Sigur, la vremea respectivă, Auxerre era un club european. Omul s-a dus, a ajuns acolo cu o mocăciune de-asta, l-a dus cineva. Era în Franța, așa a vrut el să vadă, avea 28 de terenuri de antrenament, toate cu nocturnă, în anii 90. Deci ce mi-arătați mie că a făcut Hagi? Da? Un orășel de 40.000 de locuitori, actualmente Auxerre a scăpat cu japca de retrogradare din Liga a doua spre a treia, dacă Orléans nu era penalizată cu 4 puncte, pica Auxerre. Așa? Aveau 28 de terenuri de antrenament atunci. Pentru ce mi-arătați asta? Da? Știți câte terenuri de antrenament are un club un pic deasupra lui Auxerre? Noi vorbim aici de o echipă de Liga a doua. Auxerre a terminat în Ligue 2 pe locul 17. 28 de terenuri. Pe ce, cu ce ne încântă că Hagi are 3 sau 4 terenuri de antrenament? Asta e vreo performanță? A, n-are bani Hagi. Păi atunci să se apuce de bambilici. Dacă n-are bani, ei acum aveau bani. Dar lăsați-mă cu n-aveau bani. Asta e ca la africani. Vin francezii și italienii, le fac câte un puț de ăla să scoată apa de la 350 de metri adâncime, da? Cea mai pură apă posibilă din lume, dau ea miliarde și la două săptămâni după ce-l facă, ea infestează cu totul, s-a stricat toată jucăria. Și vin și spun, păi am avut ghinion. Da? Nu, prostia nu este nici ghinion și nici lipsă de fonduri. Da, poți să fii descurcăreț sau poți să fii prost. Dar ce mă interesează că are patru terenuri de antrenament? Sigur că alții n-au nici atât la noi. Dar dați-mi și mie un exemplu de jumătatea primei ligi, portugheze sau spaniole. Du-te în Spania să vezi o echipă de asta medie, da, din primera. Probabil Alaves, de exemplu. Câte terenuri de antrenament are? Ce da? Are Hagi acolo în Liga 3 din Spania, în cel mai rău caz. Cel mai rău caz. Deci și așa mare brânză. Cu asta ne lăudăm noi? Păi în Franța, de exemplu, ăia de-au promovat acum în Liga 1 pentru prima dată în istorie, Dane, a mie, da? Care au fost în Liga 3 acum 2 ani, au un stadion unde s-ar fi putut juca campionatul european de fotbal, stadionul la Licorn. Dați și căutați-l pe net să vedeți ce stadion e ăla. Da? Ultimul răgnet, 4 stele plus. O echipă care venea din Liga 3 și acum joacă pentru prima dată în istorie în Ligă. Păi cu asta mă laud, eu zic cum arată terenul de la Ovidiu. Păi sunt 5.000 de spectatori poți să intre în tribune. Ce asta, mă, băiatule? Da? Ia dă-le tu exemplu în Germania, care este cea mai mică, da? Care e cel mai mic teren? Sau capacitatea cea mai mică la o echipă de prima ligă? Eu cred că sunt 20.000, n-are nimeni. În Germania, în prima ligă, cred că nu joacă nimeni cu sub 60.000 de spectatori în tribună, etapă de etapă. Păi nu, că sunt unii care au Ingolstadt, mă rog, a retrogradat, da, nu știu, sunt Mainz. Poate echipele care stau constant n-au de 60.000 teren. Nu ori avea 40.000, dar nu există situația. În orice caz, sub 20.000 n-are nimeni. Asta e clar. Deci, pentru ce venim să ne lăudim? Ce e asta, bă? N-a făcut nimic. Da, n-a făcut absolut nimic, că aparține țării, este să se ducă să construiască în altă parte. Dacă aici asta deja e așa mare lucru, te lauzi cu atâta. Să știi că... La ce ți-a folosit, mă, toată chestia asta când tu ai câștigat meciurile cu arbitrajul? Da? Ai câștigat ultimele două meciuri de campionat cu Craiova și cu CFR-ul. Și cu CFR-ul sunt de Benny Hill. Deci s-a uitat cineva din cei care scriu texte la adresa lui Hagi, s-a uitat măcar un minut cum a jucat Viitorul în astea două meciuri? Deci sunt niște meciuri ridicole. Trebuia să te aștepte poliția la sfârșitul meciului să încep să-i vezi. Dar ce-s cu aia îmbrăcați așa? Cu scuturi, cu nu știu ce, că au și cătușe văd că lângă ei. Și când se termina meciul, intrau pe teren și te luau, bă. Da, am povestit asta că s-a întâmplat la case mai mari. Te luau direct. Două blaturi în ultimele două meciuri. Păi nu-i destul? Pe alții i-a luat pentru un singur blat. Și a trântit în Liga a doua. În ce ligă ar trebui să fie Viitorul Ovidiu dacă s-a respectat moralitatea? În ce campioni caz, sunt ăștia când ei sunt numai blaturi? Explicați-mi și mie câte meciuri a jucat corect. Vreau să văd și eu în GSP o listă, dacă aveți curaj, că sunteți jurnaliști, da? Dacă aveți curaj, scrieți-mi câte meciuri a jucat Viitorul pe bune de când a început campionatul ăsta. Are vreunul curajul să strice relația cu Hagi scriind asta?
Da, uite, chiar taxează telespectatorii, ne trimit mesaje, continuă osanalele la adresa regelui, ne scrie unul dintre ei. Ovidiu Anițoia să laudă căci că l-au sunat oamenii la Europa FM, am văzut că scrie despre viitor. Păi, dar cât de ridicol este, Dane, să suni la un post de radio și să spui ce nu gândești, mă? Ce să-l auzi la viitorul, Dumnezeule? Blaturile? Ce să-i spui lui Ovidiu? Aveți dreptate, domnul Anițoia, când scrieți de bine despre Hagi. E un mare erou. E un om extraordinar. Bă, a câștigat cu aranjamente toate meciurile. Asta înseamnă erou pentru noi? Bă, a cumpărat toate meciurile, mă. Da? Scrie cineva despre asta? Încă o dată, vă explicam zilele trecute, pentru un blat ajungi la pușcărie dacă te prinde. Îi au amânat în Suedia meciul, că era suspiciune de blat. Da, și-au arestat pe cineva în ziua respectivă. Da, câte blaturi a făcut viitorul în 10 etape de play-off? Faceți un test de ăsta, quiz, la Gazeta Sportului, să vedem ce votează lumea. Faceți, mă, un test, măcar curajul ăsta aveți. Da? Nu mai publicați după aia rezultatele. Dar dați, faceți, mă, sondajul. Câte blaturi credeți că a făcut viitorul în play-off? Da? Faceți un test de ăsta, lăsați-mă cu Hagi, bă. O fi fost Hagi un erou înainte să se nască. Dar după ce s-a născut, nu. Pentru așa ceva faci pușcărie, iar echipa ta se duce în ligile inferioare. Nu se poate aproba dacă ești un om cinstit, dar dacă n-ai partipriuri, dacă nu trebuie să dai socoteală nimănui, sau dacă nu ești un lingău, nu poți să accepti așa ceva. Noi nu putem să acceptăm că un campionat să fie câștigat de un escroc și după aia toată presa să-l laude pe... Păi pentru ce? Furtul nu contează? Dar ce contează atunci? Suprafața, superficialitatea asta, rezultatul, atât pe... Stați un pic, mă, fotbalul este public. Nu sunt ca cifrele alea la care noi n-avem acces. Uite că îl iau pe Mircea Sandu, leagă ăștia. Da? Prietenul vostru, Mircea Sandu, da? Pe care îl lăudați acum în fiecare gazetă și în fiecare ziar, nu numai de sport. Că își făcuse atâția prieteni Mircea Sandu, cred și eu, că nu mai putea străda. Numai câte șprițuri în avion a dat. Sigur că nu mai puteți străda acum. Bă, dar uite că vi leagă. Că el nu putea să facă nimic fără să bage un milion în buzunar. Sigur că nu avem acces la cifre. Pe ce s-a dus să zic că nu, domn Vanciu, n-am luat niciun ban. Eu n-am de unde să știu cât a luat, că doar nu mă lăsa să intru. Și nici procurorii nu o să găsească exact cât a luat. Dar meciurile lui Hagi le-am văzut. Da? Și știm cum s-au desfășurat. Acolo nu mai poate să zică nimeni că nu e așa. Dacă ajungem în instanță, ne uităm cu judecătorii la meci. Bine, să vedem, au fost aranjate sau nu. Acum, știi ce, e foarte posibil ca Mircea Sandu să spune și el legat de construcția respectivă, că vi s-a emis și lui de asta de chemare în judecată, nu știu cum se numește. Da, DICOT îl cheamă în judecată. Îl cheamă în judecată și acum probabil și el o să spună, domne, era un câmp acolo. Eu am făcut la Buftea, nu? Unde e la baza Buftea, FRF. Da, exact. Da? Pentru că el a umplat prețurile și... Numai piatră seacă era. Numai piatră seacă. Și uite, eu am făcut, am dezvoltat fotbalul românesc, am obținut performanțe. Știu, dar nu pentru asta l-ia. Lași să termine, așa e, a făcut, a pus salat, a pus varză, într-adevăr, smochini. Dar nu te ia pentru smochini. Te ia pentru faptul că ai prejudiciat statul cu 700 și ceva de mii de euro, numai în cazul ăsta. În cele pe care nu le-ai... De regulă, ce făceau oamenii de fotbal? Nu construiau nimic, dar luau, nu 700 de mii, 70 de milioane, să zicem. Da? Din când în când mai aveau mărinimie asta să și facă ceva. Atenție, nu pe gratis. Și ne lua nouă, că statul suntem noi. Da? Nu prejudicea statul. Statul sunt eu sau tu. Da? Cei care plătim impozite la stat, ca proștii. Noi suntem. Deci pe noi ne fura, ne lua nouă 700 de mii de euro. În loc să-mi dea mie să mă duc în Bora Bora, fără Delia Matache. Da? Nu mi-i dădea, bă, mie să stau 30 de zile în Bora Bora cu 700 de mii. Îi lua el. El nu făcea nimic, el nu se ducea nicăieri. Da? El stătea în Pipera sau unde avea casa, se uita și fuma. Da? Sau să bea șprițuri cu jurnaliștii. Da? Nu e normal, tată. Nu e normal să fie așa. Uite, mă uitam la una dintre cheltuielile pe care pentru care este el acuzat. A plătit 600.000 de euro costuri pentru proiectarea bazei sportive respective și, conform estimărilor, mai mult de 30.000 nu putea să plătească nici măcar dacă își făcea proiectul respectiv la o firmă mare din străinătate. Da, de 600.000. La Buin, de exemplu. 600.000, da. Iar la, nici ea nu-i luau atâta. Cu siguranță nu. Iar la deschidere
a venit Sepp Blatter să inaugureze. Prietenii lui, cine să exact, vede. Exact. Dar foarte interesant mi s-a părut, Radu, aseară, la ora 10, cred, sau la 9, pe TVR1 a fost o emisiune, un talk show de ăsta, am impresia că e o emisiune care este zilnic acolo și probabil destul de populară, în care s-a discutat despre fotbalul românesc. Inițial a fost prezentată ca fiind axată pe tema disputei dintre Gigi Becali și Gheorghe Hagi în privința titlului. Dar nu s-au întâmplat deloc lucrurile așa, pentru că în emisiune s-a discutat despre FRF. Evident, lucrurile au luat o întorsătură foarte interesantă, pentru că pe parcursul emisiunii au intrat așa, cum îl cheamă, Mitică Dragomir, care a fost chiar de la începutul emisiunii și prima întrebare care i s-a adresat a fost, zice, domnule Dragomir, cui ați lăsat fotbalul românesc? Așa. Da, deci a fost ceva... Cui ne lăsați, domnul Dragomir? Exact. Cui ne lăsați? A intrat Gigi Becali, au intrat toți oamenii de bine din fotbal, iar emisiunea, care s-a încheiat la ora 10, a fost reluată la ora 12. Da? Dată în reluare. Asta în cazul în care cineva n-a înțeles foarte bine despre ce vorba sau n-a prins-o integral. Fenomenal. Știi? Da, așa e, că la noi nu există aparatură, că degeaba încerc să înregistrez și după aia că nu merge. Corect. El îți spune că e gratis, dar degeaba că nu funcționează. Așa. Bun. Am și eu. Deci oamenii de bine au fost acolo. Au fost, da, au vorbit, a fost ăla Justin și... Ștefan, sau cum Dumnezeu îl cheamă, de la Ligă. Da. Dar și ăla e om de bine, deci stai puțin, Mitică Dragomir, cui ne-a lăsat. Exact, dar totuși ne-a lăsat unor oameni de bine, pentru că nu poți să zici de rău, nici de conducerea actuală a Ligii. Corect, corect. A fost un geniu Mitică, dar... Ăștia totuși sunt urmași, demnii lui urmași. Da, da, da. Putem da. Să zicem că ăștia sunt niște murături. Nu, dar se vede calitatea lor prin faptul că au ajuns la TAS. Pentru că la TAS nu ajunge oricine. De exemplu, campionate de-astea, Premier League, crezi că ajunge la TAS? Apropo de asta, de calitate, da. Am mai observat acum că e iarăși la modă cu jurnaliștii acoperiți. A venit unul și a zis așa. Numai despre asta s-a vorbit astea. Fii atent ce a zis unul în platou aici. Este memorabil. Zice, așa s-a uitat undeva în sus. Zice, hai, lăsați-mă. Bineînțeles că nu poate fi vorba. Păi, dar dumneavoastră nu vedeți cum se exprimă. Ca să fii ofițer, trebuie să fii... Adică ni s-a spus, bă, numai ăia colosali pot să ajungă. N-aveți voi stârpiturile corect. Astea cum să fiți acoperiți, bă. Eu mă acopăr da. Acum. Da, no, păi n-ai, nu, tu n-ai valoare. Nu, corect, deci asta spun, acum am aflat, deci de asta să stăm liniștiți. Corect. Citești pe prostia, pe fața omului prostia, e clar că nu ești acoperit. Da? Numai o sculă dintre asta, da? Adică să atrag atenția, stați bă, că nu-i de voi astea. Ăia nu alegeau decât somități. Și așa-i, că iată, din cei care au fost desconspirați, cum se spune, da? Ei bine, sunt numai nume grele. Într-adevăr, nu-i vreun fitecine de ăsta că a lucrat pe la oracolul de Giulești. Nu, sunt numai grei, într-adevăr. Deci, atenție, uitați-vă în oglindă acasă, că poate la un moment dat avem îndoieli cu toții. Nu mai știm. Corect. Toți amenință în stânga, în dreapta. Las, bă, că vă dezvălui eu. Las, că am terminat eu de mâine. Mâine termin cu voi. Nu, duceți-vă liniștiți acasă. Turnați-vă o oală cu apă în cap, după aia uitați-vă în oglindă. Dacă vedeți moaca aia de prost din fiecare zi, să știți că n-aveți cum să fiți. E numai pentru super oameni chestiunea asta. E limpede, da? Măcar să fi participat la preselecția Eurovision. Da? Măcar să fi fost, da, în străinătate de nu știu câte ori. Măcar să fi prieten cu fostul ministru al justiției. Nu știu, trebuie să fie niște calități, da, dar nu e de asta. Deci noi n-avem cum să fim. Unde-ți faci vacanța? Păi da. Mă duc și la vară, în vamă, o săptămână. Nu ești ofițer, bineînțeles. Deci am lămurit-o ca să știți. Să nu mă mai aștepta să ne dezvăluie unul sau... Suntem mult prea proști pentru criteriile lor. Da, dacă până acum ne mai puneam... Că eu început să mă gândesc când plecam de aici, bănuitor, cum sunt suspicios ca tot românul, bă, oare nu fi și Sabin Pârvan acoperit, bă? Bă, oare nu fi Gențiana acoperit? Da, da, da. Nu, tata, stați liniștiți, nu-i pentru noi. Sunt la un nivel net în sus, da? Deși, să știi, uite, o dezvăluire de asta cu Gențiana descoperită ar fi interesantă. Acoperită nu-i mare lucru. Acoperită nu. Așa e. Știți ce facem acum? Dacă vorbim de Gențiana descoperită, luăm publicitate ca să nu ne ia gura pe dinainte. Dragi prieteni, ieri am avut două partide de play-out și astăzi continuă sarabanda
acestui mini-campionat de care toată lumea a uitat. Dar să știți că blaturile sunt mult mai puține aici. Așa cum am și spus, iată, Gaz Metan Media și fără nicio treabă a rupt-o cu bătaia și pe Concordia. Sigur, a marcat de două ori din 11 metri, dar și Concordia a avut un penalti pe care l-a ratat. Sigur, Chieșnenii s-au trezit la un moment dat și cu un om mai puțin. Cert este că Media și nu s-a dat la o parte. I-a bătut ca pe hoții de cai. Meciul mai interesant al zilei de ieri, o decepție pentru noi. Sigur, această echipă hibridă, Pandurii Târgu Jiu, în descompunere în acest sezon, a găsit totuși timpul necesar să se impună la Timișoara cu 1-0. Poli a gâfuit tot meciul, a jucat o lungă perioadă în 10 oameni. Să strânge lațul în jurul echipei lui Dan Ionuț Popa. Și Dan Alexa. Da, bine, Chiajna nu regretă nimeni. Timișoara însă față de Pandurii, față de Chiajna, era o echipă totuși cu un alt standing. Uite, Cristi Pustai, chiar mă uitam la el ieri, se bucura la goluri, deși evident că nu mai contează meciul. Ei se bag, probabil să câștige seria. Da, și evident, e la bătălie cu Iașu, care nici ea nu cedează nimic. Evident că atitudinea lui influențează și pe jucători, pentru că putea să fie, eu știu, oarecum indiferent față de meciurile acestea, pentru că asta e situația, n-ai cum să fii foarte, eu știu, implicat, că n-ai ce să câștigi, dar se vede că prin atitudinea pe care o are, că vrea să câștige fiecare meci, vrea să adune puncte în continuare și este un plus absolut pentru play-off. Iată, avem și clasamentul. FC Voluntari joacă astăzi la Târgu Mureș, probabil va trece în cont încă 3 puncte și atunci vom avea 38, 37, 36 cu două etape înainte de final. Bătălia, sigur, mai interesantă este la retrogradare, asta i-a picat matematic. Dar Concordia și Timișoara sunt la egalitate de puncte. Pandurii nu s-au desprins încă decisiv, că mai sunt încă două meciuri, n-au decât 3 puncte avans. FC Botoșani, sigur că n-are foarte multe griji. Mâine va întâlni CSMS Iași în epilogul etapei antepenultime din play-out. Da, deja, Dane, să ne uităm, să fim cu temele făcute la zi. Care sunt rezultatele directe dintre Timișoara și Chiajna, pentru că cele două echipe sunt la egalitate de puncte cu două etape înainte de final, și dacă nu se schimbă nimic, adică obțin aceleași rezultate în ultimele două etape, iarăși battle încolo de regulament de la ligă va fi cel determinant, și anume rezultatele directe din play-out între cele două. Da, Timișoara au jucat cu Concordia în felul următor: Timișoara Chiajna 0-0, Chiajna Timișoara 3-1, așadar Chiajna stă mai bine dacă termină la egalitate. Dar mă uitam pe meciurile pe care le mai au de jucat în acest sezon. Chiajna mai are cu Botoșani acasă și cu Voluntari în deplasare. Teoretic, e derbiul Ilfovului. Da, teoretic meciuri greuțe, dar mai rău de atât stă Timișoara, care are cu Târgu Mureș acasă etapa care urmează, dar în ultima etapă are la Mediaș. Așa. Și va fi foarte greu să... Dar poate Mediașul face totuși o excepție. Fiind și ultima etapă, da, e posibil. Face o excepție să salveze Timișoara, așa cum și CFR-ul știam că nu va da titlul Stelei. Evident, tot așa pot să cred că Mediașul ține mai mult cu Timișoara decât cu Concordia, care nu reprezintă nimic la nivelul ligii. Sincer, mie îmi pare rău și pentru Dan Alexa, pentru că Dan Alexa e un antrenor interesant. Dan Alexa va ajunge la o altă echipă de la anul, la Sepsi, sau cine știe. Dacă nu vorbește maghiara, poate că nu va ajunge. Să vedem, deci ar trebui să știe un pic. Poate și Uta va avea un cuvânt de spus și va prinde măcar barajul. Da. Condiție în care ar ajunge să îl dispute cu o formație care se va clasa pe locul 16, locul pentru care se ruptă acum formația. Adică un Chiajna Uta, să zicem, sau un Timișoara Uta. Timișoara Uta. Da. Să sperăm că vom avea Timișoara Uta. Un derby nemaipomenit. S-ar putea să fie și ultimul. Corect. Adică după ăsta potopul. Știți că asta era și deviza. Chiar râdeam astăzi cu Dan Bâra. Făcuse Andy Stănescu, memorabilul realizator 11 metri din anii de glorie a emisiunii Radio Frunze, făcuse la un moment dat un jingle. Era cel mai bun jingle din media asta în unde FM românească. 11 metri, s-auzeau niște clopote de alea, ca cele pe care le vom auzi în curând. După noi, potopul. Exact deviza asta o avea și Mircea Sandu. Corect. După el, potopul. Numai că noi la radio munceam pe nasturi, el prăda țara de zeci, de sute
și poate de milioane de euro. Uite, vreau asta să era spun, singura diferență. UTA a avut în sezonul ăsta un buget de 800.000 de euro, Radu, pentru a ataca promovarea, dar dacă se va aplica acea ordonanță cu 5% din bugetul primăriei Aradului către sport, ar putea avea un buget de 8 milioane de euro în sezonul următor. Genial, evident, dacă toți banii se aduce pe UTA. Păi da, invidiază și ea din Premier League, mă. Cum dracu să iei 8 milioane la UTA, mă? Și mai bine ar sta lucrurile la Timișoara, care are 15,4 milioane de euro de băgat în sport în sezonul ăsta. Senzațional. Nemaipomenit. Da. Ar fi într-adevăr o gură mare de oxigen. Să sperăm că chiar vor ajunge la sport acești bani și chiar vor fi folosiți în scopuri oneste, pentru că există și riscul ca acești bani să fie folosiți în, eu știu, ca și campanie electorală. Da. Să aruncăm o privire, Dane, astăzi și la campionatul mondial Under 20, care pe mine mă preocupă. Să știi că, uite, și așa cum îți spuneam ieri, Zambia a condus astăzi 2-0 de Iran în minutul, aproape minutul 5-5 rotund, era 0-2. Așa. Conducea Iranul cu 2-0, a bătut Zambia cu 4-2. Corect. Și până s-au încălzit un pic ăia, că totuși zoase mai bătrâne. Zambia are 10 ani media de vârstă mai mare decât Iranul. Zambia bătuse Portugalia în prima rundă, atenție. Apropo de Portugalia, Radu, uite, ne scrie Viorel Vlaic, unul dintre telespectatori. M-am uitat astăzi la meciurile campionatului mondial sub 20 și am fost consternat să văd arbitrajul scandalos de acolo. Se fură cu tot cu arbitrajul video, vizate Italia și Portugalia. Portugalia a furat astăzi, dar a terminat 1-1 cu Costa Rica. Portughezii au încheiat meciul cu un om mai puțin. După ce au deschis scorul din penalti, din minutul 71 au jucat în 10 oameni. E adevărat că și Costa Rica a egalat-o din 11 metri. Uruguay a bătut Japonia 2-0. Uruguayul are 6 puncte. Dar ca și Zambia, Zambia este favorita mea la titlu. Deci media de vârstă 30 de ani la Zambia. Au câștigat cu Portugalia primul meci, au câștigat cu Iranul meciul al doilea. Vreau să vă spun, apropo de arbitrajul video unde se fură, că într-adevăr nu mai avem nicio speranță. Ieri, barajul de promovare menținere în Ligue 2 între Paris Football Club și Orléans, așa, a fost arbitrat video, dar la centru era Clément Turpin. Ce s-a întâmplat? Clément Turpin a anulat un gol marcat de Orléans, da? După care a validat celălalt gol. N-a mai avut ce să facă. Până la urmă, Orléans a câștigat pe terenul lui Paris FC cu 1-0. A dat afară pe unul de la Orléans la un moment dat. Ultimele 20 de minute Paris FC a jucat cu un om în plus. Dar încă o dată vreau să spun, arbitru de centru nu este obligat să urmeze recomandările celor din dubă. Chiar în dubă stăteau aia. Da? Ei îl solicitau pe Clément Turpin, care sigur n-avea nicio miză, asta vreau să spun, să fure la un meci de nivelul ăsta. Dar la un Paris Saint-Germain OM, ei îi vor spune, Monsieur Turpin, Monsieur Turpin, ia penalti. Și el va spune, va te faire foutre. Aha, eu sunt arbitru de centru, nu te iau în calcul. Și atunci tot el va decide. Sau se va uita și va spune ca Traian Tomescu, dar verde nu-i gazonul? Da? Nu va lua în considerare ce îi se spune din dubă. Suntem pierduți. Pe mâine seară. Cele bune. Pe diseară, pe mâine.